Deci, onest, nu am idee ce fac. Dar asta o să fie o tentativă de prim video slash antrenament, vlog, style, chestie în care o să încerc să-mi înregistrez antrenamentul și în același timp să explic ce fac, cum fac, de ce fac. Nu știu ce o să iasă, nu știu când o să-mi facă rușine, deși poate n-o să-mi facă rușine. Și poate o să iasă ceva cu sens, nu știu. Așa că, da. Music playing, here we go. Ce fac eu azi, ca idee? În principiu, e un antrenament full body, pentru că momentan fac antrenament full body. Ideea este că fac full body din cauza faptului că mi s-a luat de antrenamentele bodybuilderești, ca să zic așa. Și practic azi avem squats, avem pull-ups, avem împins la piept și avem fandări, Bulgarian split squats. O să explic la fiecare ce și cum de ce fac, în principiu care e gândirea din spate, cum mă încălzesc, de ce eu nu mă încălzesc de fapt și așa mai departe. Începem cu squats, o să întorc camera, chestii, nu știu, efectiv, chestii. Vezi. Dar mai ales de ce nu te încălzești? Pentru că, în principiu, asta e încălzirea. Momentan încă sunt faza de antrenamente în care nu neapărat intensitatea e pe primul loc. Adică n-am făcut de mult, de exemplu, genoflexiuni. Le fac și low bar, adică bara asta mai pe deltoid, nu pe trapez. Și încă încerc să-mi find the groove, să înțeleg 100% unde m-aș simți cel mai bine, cel mai safe, ca să împing multă greutate. Și probabil am găsit acel loc, dar încă testez, ca să zic. Așa că da, ultimele 3 săptămâni am stat la aceeași greutate, 90 kg, chiar dacă știu că pot mai mult, doar încerc să găsesc poziția maximă, maxim de eficientă, practic, pentru mine. Așa că, momentan, chiar n-am decis să mă încălzesc cu stretcher, cu bands, cu chestii, pentru că mi-aș pierde timpul. Cea mai bună încălzire este cea specifică, faci ceea ce, de fapt, o să faci în antrenament. Plus că afară sunt 37 de grade, am venit pe jos, e cald. Eu vorbim singur în sală, pentru că am microfon, dar nimeni altcineva nu știe că am microfon, da? Ai? O să credeți că sunt nebun? Mică prima chestie. Chiar dacă eu am mobilitate relativ bună, folosesc aceste chestii. Adică sunt metconuri, care în principiu sunt modelul 7, adică au talpa un pic ridicată. Ceea ce din start, ceea ce se asigură că chiar dacă poate, nu știu, la un moment dat mobilitatea mea poate deveni factorul limitativ, nu o să o facă. E pur și simplu, ce mai vedeți, călcâi ridicate pe un disc, pe chestii de genul, să nu mai joc cu discurile, încălțămintea din start și ai scăpat de grijă respectivă. Acum, poate dacă mă cunoașteți, dacă nu mă cunoașteți, în principiu, pentru mine este mereu vorba de eficiență. Dacă este vorba de a pune masă musculară, eu sunt adeptul a fi cât mai eficient în ceea ce ține de a pune masă musculară. Adică nu o să facem 10 exerciții cu un randament mic, o să facem unul, dar bun. Acum, de ce aleg squat-ul? Pentru că, la urmă, squat-ul nu este cea mai bună chestie pentru hipertrofie picioare, mai ales când am un hack squat în sală. Din cauza faptului că am abuzat de hack squat-uri ultimii 2 ani, ca să zic așa, așa că, cel mai probabil, următoarele, cel puțin 3 luni, o să mă axez pe asta, văd cum merge, văd cât de bine mi se potrivește și, până la urmă, arată cool, ca să zic. It feels badass, așa că, na. Nu e ca și cum squat-ul nu este o modalitate bună de a crește picioare, de a crește fesiere, de a crește orice ține de la lower body. Este pur și simplu o modalitate, poate un pic mai puțin eficientă, dar în continuare perfect bună pentru majoritatea oamenilor. Not bad, not bad, în principiu, doar că încă mă dor încheieturile, pentru că nu m-am obișnuit cu low bar-ul, dar, da, decent, decent. N-am dat drumul la antrenament, care mai este sensul acestui antrenament,
Nici eu nu, practic. Mai pus 10 kg. Oficial am ajuns la 100 kg. Which is still lightweight, dar mă doar încheieturile, ceva fac greșit. Dar da, asta e chestia care pe mine mă face să nu înțeleg ce fac. Faptul că încă mă doar încheieturile. Și nu știu dacă doar eu sunt a little bitch sau așa trebuie să fie, dar mă deranjează. Da, da. Un pic mai bine cu încheieturile. Dar da, overall este greu. Greu la modul de setup. Bine, seta nu este mare. Dar da. Când cineva vine lângă tine, își devine intimidantă chestia cu filmatul. Dar, we know little bitches, așa că continuăm cumva, nu știu. Până, o să fug într-un colț sau ceva. Probabil aș vrut să comentez un pic mai mult ce aici fac, dar în principiu, 4 serii, toate câte 8. Ultimele 2, 3, cred, nu, ultimele, nu, chiar 3 serii, am pus încă 5 kg, 10 în total. Adică m-am dus la 90 la 100. N-ar zice, adică aproape insesizabilă diferența. Dar, cel puțin pe încheieturi este un pic mai bine. Am început să-mi duc coatele un pic mai în spate, adică încercam să țin foarte aproape de mine. Și acum le-am lăsat un pic pe spate, ca practic să am o bază mai solidă pe deltoid, ca să zic așa. Și pare că funcționează acum, na, nu știu. Probabil o să mai schimb, dar momentan și-a făcut treaba, ca să zic așa. Probabil o să mai țin așa. Păi de fapt nici nu știu. Poate săptămâna viitoare rămân tot la 100, doar că 6 repetări și o să încerc poate progresiv următoarele seturi să mai adaug niște greutate, pentru că chiar pare ușor. Dar până acolo parcă tot simt bine, parcă e un pic prea mult tensiune pe spate totuși. Nu rău, nu cu durere sau ceva de genul, ci pur și simplu simt tensiune după ce termin setul. Și chiar nu mai știu dacă era ceva normal pentru mine sau nu. Dar încerc să minimizez și asta oarecum. Și da, cam în afară de asta nu prea mai am ce să menționez. Ceea ce m-a ajutat pe mine mult să mut, practic, un pic focusul de pe shoulder, pe quadriceps, e faptul că când încep mișcarea, mă gândesc din start genunchi în față. Adică chiar dacă shoulder-urile mele îți duc în spate, eu gândesc genunchi în față și mă focusez mult mai mult pe quadriceps, care pentru mine oricum e un punct puternic. Așa că, da, vedem cum funcționează asta. În trecut, cred că am ajuns până la vreo 140, ceva de genul, câteva repetări bune, gen 6-8, nu mai știu, chiar nu mai sunt minte. Dar scopul ar fi să depășim, sau măcar să ajungem tot acolo cu o tehnică super bună. Acum o să trecem la ridicarea la bară. În principiu, când ziceam, mi-e destul de greu să nu mă antrenez la intensitate mare. Și țin tot așa la un 70, chiar dacă oricum acolo în mare parte ar trebui să fie tot antrenamentul. Dacă chiar vrei să progresezi termen lung și mai departe, doar că oricum ego-ul intervine și ducem un pic mai sus și ne ducem la epuizare. Dar da,
momentan sunt surprins de faptul că reușesc să rămân acolo și efectiv să nu pun mai mult, azi e prima oară în 3 săptămâni când am adăugat greutate la genoflexiuni, chiar dacă simțeam de la prima treabă că am mai mult, așa că, da, e destul de interesant cum merge procesul și pur și simplu maturizarea asta în sală, ca zic, pentru că înainte mereu, chiar dacă ziceam că o să fac pasul ăsta și nu o să... O să fiu precaut, oricum o să încep cu mai puțin și după care îl build up. Mereu se ajungea că din start împingeam mult, ca să zic. Și practic e prima oară, ca să zic, când chiar mă țin de ceea ce am zis că o să fac când vine vorba de noi exagera cu greutățile. Așa că da, progres și asta. Ultimul set. Numărul 3 o să fie împins la piept pe bancă dreaptă, după cum se vede în spatele meu, era smor. Și da, în principiu din nou, încă o chestie la care am încercat să mă împing, chiar dacă știu că pot mult mai mult. Am rămas la 30, am crescut maxim la 32, mă focusesc pe control. Deci am ales flat-ul pentru că îmi dă posibilitatea de a ține practic un grip mult mai neutru, practic cum aș face un aparat, doar că nu am aparatul în sine. Așa că folosesc practic un flat bench la care pot să ajustez, la care practic pot să ajustez eu tot în funcție de cum vreau, în cauza faptului că folosesc gantere. Scopul este să-mi mențin forța, să mențin clar aspectul și mai departe, doar că oricum să fiu mai atent cu modul în care pun tensiune pe umăr și în general pe articulația glenohumerală, dacă zice așa în română, pentru că eu totuși știu în engleză. Așa că da, pentru că ca și orice altă persoană care face sală, câteodată mă mai deranjează umerii, nu mă deranja de mult, însă totuși vreau să fiu atent ce se întâmplă acolo, pentru că no fun in being injured. Din nou, mai ales când vine vorba de umeri și de tot ce ține de articulațiile respective, lumea tinde să aibă, nu știu, fetișul dubios. Am să încălzi cu foarte multe benzi, n-a face mișcări de genul. Când ei, de fapt, nu știu neapărat dacă ceva îi doare și nici măcar nu știu de ce îi doare sau dacă îi doare, nu știu scopul. Și practic ce faci tu când faci 14.000 de exerciții cu benzi, tu dai o palmă mare și tu speri cumva că o să prins cu palma aia și cauza. Însă, de cele mai multe ori, dacă mă întreb pe mine, cauza de fapt este un antrenament prost, la modul de selecție exercițiilor, tehnica în sine și pur și simplu strategia. Pentru că majoritatea, împing majoritatea foarte mult la piept, zi de zi, și nu este echilibrat cu restul. Așa că da, dacă astea trei ar fi rezolvate, eu zic că majoritatea ar mai avea nevoie neapărat de toată această încălzire și în mare parte prep work în contextul în care de fapt nu este nicio problemă cu umărul. Pur și simplu antrenamentul în sine este cel care cauzează problema și durerea. Nu ceva extern care cumva este rezolvat cu banda și după asta tu poți antrena. Îi făcând chestia cu banda, doar se încălzesc, durerea un pic disipă și îi apucă să antreneze fără senzația proastă, ca să zic. Mergem să sunt destul de ușor. Nu știu dacă e faptul că iau pauză mai mari din cauza că filmez, dar antrenamentul de azi care merge bine. Așa că, da, chestia de avut în vedere la împinsul la piept, mai ales pe flat, este unul, pune picioarele bine jos, la modul de majoritatea oamenilor, mai ales când devine greu, grea o repetare de fapt. Alo, iar mă faci de rușine aici. E nebună.
Ideea ar fi, în primul rând, să ancorezi bine picioarele jos, pentru că dacă picioarele se ridică, păi tu din start pierzi jumătate din baza ta, sau dacă nu jumătate, o treime, ca să fiu mai sigur, pentru că rămân doar fesierii și rămâne spatele în contact cu banca. Și picioarele care erau jos, practic, nu mai sunt și tu îți pierzi o sursă foarte importantă de drive, ca să zic așa. În același timp, nu dezlipi fundul, pentru că nu-i scopul să împingi foarte multă greutate cu o tehnică proastă. Și numărul 3, ține, sau de fapt nu ține, nu contează de cât de mult te arcuiești sau cât de puțin te arcuiești, e o chestie de preferință proprie, însă aș zice oricum să ai un grad cel puțin conștient de cât de mult îți retragi omoplații și cât de bine îi ții acolo, ca zic așa, cu dorsalii, pentru că cât îți creezi o bază mai bună cu spatele pe bancă, cu atât o să fii mai ușor să împingi și practic să nu-ți alunece de fiecare dată ceva pe bancă și să trebuiască să te stabilizezi la loc și așa mai departe. Așa că gândește-te la punctele tale de contact, spate, fund, picioare și asigură-te că sunt bine de fiecare dată. Sunt prindit până și ies în aceste clipuri și sper că măcar mă aud bine, pentru că microfonul pare pornit. Dar până acum, antrenamentele mele, ca să zic așa, erau mult mai complexe, cu... Nici măcar că mult mai complexe, că pe hârtie arătau mult mai complex. În timp ce momentan, dacă te-ai uitat peste antrenament, este efectiv 4 exerciții, 4 serii la fiecare și 3 serii la ultimul, ca să zic așa, pentru că Thunder facem doar 3 serii. Și tot așa este, foarte simplist. Însă ceea ce am înțeles parcursul timpului, atât antrenându-mă pe mine, cât antrenând alte persoane, este că în sine tot este foarte simplu și cu cât înțelegi mai bine cum funcționează lucrurile, cu atât dispar detaliile care nu sunt necesare și te poți concentra doar pe chestiile de bază, ca să zic, pentru că până la urmă ai nevoie doar de un scop clar și o modalitate foarte clară de a ajunge acolo. Și chestiile astea de obicei sunt foarte simple, chiar nu este nevoie de să te complici cu drop set-uri, super set-uri, chestii de genul, adică toate au rolul lor, însă un program de antrenament avansat nu înseamnă neapărat că conține chestii de genul, adică pur și simplu este nevoie ca el să fie foarte bine tailored către scopul tău. Nu înseamnă că dacă sunt mai puține exerciții, ele sunt un antrenament mai prost sau ceva de genul. De obicei, antrenamentele avansate o să aibă mai puține exerciții și o să pară mult mai simple decât unele din programele pentru începători pe care o să le găsiți. În general, scopul de azi este să devin confortabil să vorbesc singur cu mine, ca zic, adică doar cu camera asta. Și mă așteptam să fie un pic mai aiurea. Nu este, dar totuși e ciudat, mai ales când, cum de exemplu, la genoflexiuni la început, mai vin 3 persoane după fix lângă mine și am zis că, na, o să-mi fac doar seturile. Dar da, este și ăsta un mod de ieșit din zona de confort și, în principiu, o să termin această conversație foarte inteligentă pe nota că este bine să ieși din zona de confort. Da, Marius 2022 color. Partea bună, când ești prost ca mine, este că dacă nu știi să numeri și să numeri seturile, știi mereu cât seturi ai făcut. Cea mai bună parte din toată această chestie. Așa că da, filmați-vă seturile dacă nu puteți număra. Acum, ca să terminăm în forță, ca să zic așa, o să trecem la fanderi. Fanderi în mers. Astea cam te omoară, dar they're good for you, ca să zic așa. Așa că de fiecare dată când antrenorul vostru vă zice să faceți fanderi, mai ales dacă știi ce face, credeți-l pe cuvânt, pentru că they're good for you, ca să zic. Chestia mare la fanderi sau split squats, orice de genul, folosiți strepsuri pentru că they're a lifesaver. Pentru că de obicei mâinile astea de prințesă sunt chestiile care cedează mai repede, pentru că they're little bitches. Așa că da, trebuie cumva să trecem peste chestia respectivă. Dar mai serios, fanderele sunt foarte bune din câteva puncte de vedere. Fie că e fandare, fie că e split squat, dacă este introdus corect, ca să zic, în antrenamentul tău și, ca să zic așa, calibrată după scopul pe care l-ai,
ea poate să se ocupe foarte bine de link-urile slabe care există în funcționalitatea ta. Pentru că, de exemplu, la o genoflexiune, la presă, la orice chestie care o faci cu două picioare, simultan, este foarte ușor ca corpul tău să compenseze. Și corpul tău asta caută să facă. El nu caută să fie corect, el caută pur și simplu the path of least resistance, adică ceea ce este cel mai ușor sau modul de a ajunge cel mai ușor de la A la B. Dacă ăsta e un mod de mișcare greșit, el o să facă și lui nu-i pasă că e tehnică corectă sau greșită. Așa că o fandare practic expune chestiile astea pentru că tu nu mai poți compensa de pe un picior pe altul și te asigur că înveți mișcarea corect, care după aia se transpune direct către o genoflexiune, către presă, către chestii de genul, în care tu poți genera mult mai multă forță și să lucrezi la o intensitate mult mai mare, însă de data asta într-un mod corect, pentru că corpul tău a învățat modul corect de a se mișca. Așa că da, sunt grele, sunt urâte, nimănui nu-i plac, ok, mie îmi plac un pic, dar și poate Ioanei. Dar Ioana, dacă te uiți la asta, lasă un comentariu să știi lumea cine ești. Dacă nu te uiți la asta, mai ai încă 3 seturi, pentru că ar trebui să te uiți la asta și să ții prietenii. Dar da, hai să facem fandări. Doar 3 serii, ceea ce aș zice că ar trebui să luați în considerare aici. Este în primul rând, nu călcați foarte mult în lateral, ca să zic, adică pașii să nu vină în lateral de fiecare dată, ci încercați să țineți linia aia dreaptă. Din cauza faptului că practic promovați mai multă rotație internă la șold, la femur de fapt. Și chestia respectivă vă ajută, ca să zic, să învățați și, nu să învățați, dar de fapt să integrați acel pattern cât mai bine în sistemul vostru. Așa că, da, țineți linia dreaptă. Nu a fost foarte rău. Nu mai rău decât stăpărul meu acum. Dar, da, în principiu, lumea zică că fă pașii mai mari ca să faci mai mult. Cum se numește? Fund. Of. Am uitat care cuvântul, nu gândesc după set. După care, fesier. Mai mult fesier. Sau fă pasul mai mic ca să faci mai mult quadriceps. Sau pășești în lateral ca să faci aductori. De parcă tu făcând fandări, izolezi ceva. Și chestia asta există și la presă și la genoflexiuni. Și o chestie importantă, că din cauza faptului cu oamenii își limitează foarte mult greutatea pe care poți să o duc ei de fapt și care este factorul primar a creșterii, pentru că ai nevoie de tensiune mecanică, efectiv de kilograme în spate sau în mâini sau orice faci tu ca să crești și ca să promovezi creștere, ca să zic, în organism. Și în schimb, ei dezbat unde ar trebui să pui picioarele. Și de fapt, picioarele ar trebui puse, să zicem, dacă există un pătrat. Tu, de fapt, pătratul ar fi aici. O să încerc să-l pun dacă mă duci capul. Spun un pătrat pe ecran. Să zicem, dacă avem pătratul respectiv, nu înseamnă că putem să ne punem pe extreme. Extremele din start înseamnă slăbiciune, ca să zic, și faptul că noi acolo nu putem crea multă forță, ceea ce înseamnă că nu o să creștem. Unde punem picioarele? Da, variază foarte puțin, un pic mai apropiat, un pic mai sus, un pic mai jos, însă toate stau pe centru, practic, un pic mai sus, un pic mai jos, milimetric. Poți manipula foarte puțin ceea ce vrei să prioritizezi, însă dacă tu vrei să faci quadriceps, așa stai pe un fucking leg extensions și nu faci genoflexiuni. Pentru că la genoflexiuni nu o să faci doar quadriceps. Sau nu fă fandări pentru aductori, pentru că este o gândire proastă, și duce și așează-te pe un aparat de aductori, dacă vrei să faci doar aductori. În schimb, la fander, găsești stensul în care te simți maxim de confortabil și concentrează-te să duci multă greutate acolo. Nu cum fac majoritatea. Fander cu, gen, 15 kg sau îi mai vezi pe unii că umplă presa cu greutate. Și după asta e un săculeț de la în spate, care are 14 kg și fac pași prin sală. Și asta modul de... Ce faci cu asta? Adică... Și mi s-au descărcat microfoanele. Rookie mistake, I know. Ultima chestie ar fi atunci când faceți fandări în mers, nu vă mai uitați la faptul că este lume în sală, că poate incomodați pe alții, pentru că dacă nu faceți acest lucru printr-un loc în care clar nu ar trebui să-l faceți, totul este în regulă, lumea ar trebui să dea la o parte, este vorba de gym etiquette, așa că da, gândiți-vă și respectați-vă voi în primul rând mai mult. Acestea fiind spuse, like, share, subscribe, cum se zice aici pe internet, și ne vedem în următorul.